Bun găsit! Vă invit să urmăriți horoscopul zilei de azi. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Este gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Să ne păstrăm mintea deschisă. Gândirea noastră va fi metodică și accentul nostru mai sobru și mai practic. Ne va fi ușor să ne concentrăm asupra sarcinilor cotidiene. Conversațiile noastre vor fi destul de realiste sau se vor concentra pe probleme practice. Modelele noastre de gândire și stilurile de comunicare vor deveni logice și organizate. Vom avea capacitatea de a rezolva ceea ce va fi relevant și esențial. Realismul va deveni în prim plan, discursul nostru nu va fi anos, iar precizia va deveni foarte importantă pentru noi. Totuși, va trebui să fim atenți să nu devenim prea rigizi în gândire. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec. Activitățile obișnuite ale nativului berbec vor fi realizate cu dificultate, însă pe fundalul relaxării vor putea apărea dorințe sau hobby-uri neașteptate. O astfel de impetuozitate va aduce la viață un element de noutate, dar va trebui să nu se exagereze prea mult cu el în această zi. Cei aflați sub semnul berbecului se bucură astăzi de atenția unei persoane foarte speciale. Dacă inima vă bate cu putere când sunteți în preajma acesteia, dacă vă pierdeți cuvintele și vă intimidați, ei bine, semnele sunt clare. Sunteți pe punctul de a vă îndrăgosti și nu-i nimic greșit. Aveți curajul de a oferi o invitație pentru o cină romantică, cine știe, poate este începutul unei frumoase povești de dragoste. Astrele îi recomandă să evite efectuarea de pași prea abrupți și luarea de decizii nepotrivite și grave în acțiunile sale. Spre seară nu va fi exclus ca nativul berbec să primească oferte și invitații tentante pe care nu le va putea refuza. De asemenea, va putea avea întâlniri plăcute online și va restabili vechi conexiuni întrerupte de mult datorită distanței. Taur. În viața nativului Taur va apărea un punct de cotitură. Foarte curând, îi se vor deschide noi orizonturi, noi drumuri de urmat în cariera profesională. Cu toate acestea, schimbările din viața sa vor avea loc numai dacă el însuși le va dori. Va fi dispus să le dea o șansă și nu le va aștepta cu brațele încrucișate. Nativii Taur trec printr-o perioadă de regăsire, recunoaștere, în care își dau seama care sunt lucrurile importante pentru ei și care sunt motivele pentru care trebuie să lupte în continuare. Succesul este garantat dacă depuneți efortul necesar, mai ales la serviciu și demonstrați că sunteți capabili de lucruri mărețe. În acest caz, el va putea să se gândească la schimbări de anvergură, cum ar fi un nou loc de muncă sau o schimbare de reședință. Astrele îi recomandă nativului Taur să nu-i fie frică să experimenteze noile oportunități ce vor apărea, deoarece timpul nu va aștepta, iar viața va merge înainte. Gemeni. Nativul Gemeni se va întâlni în mod neașteptat cu ocazia fericită pe care o așteaptă de mult timp. Mulțumită ei, va fi capabil să realizeze unele dintre planurile sale. Dragostea plutește în aer pentru nativii Gemeni, care stau numai cu capul în nori. Universul are vești bune pentru voi, mai ales în dragoste, căci schimbări benefice vor avea loc în viitor. Aveți răbdare, încredere și dați dovadă de înțelegere în relația cu partenerul-partenera, ori în relațiile cu apropiații. Lucrurile bune nu vor întârzia să apară. Prin urmare, înainte de a implementa ceea ce a fost conceput anterior, va trebui să studieze orice situație în mod corespunzător și să se consulte cu persoane de a căror experiență nu se va îndoi nicio clipă. Ideal va fi să nu-și asume nicio obligație serioasă, deoarece îi va fi greu să o ducă la bun sfârșit. Spre seară nu vor fi excluse întâlnirile cu prietenii, surprizele romantice sau evenimentele plăcute, de care nativul Geme se va bucura nespus. Rac. Nativul Rac va trebui să facă față unor sarcini dificile în timpul acestei zile. Într-un fel sau altul, va trebui să rezolve unele probleme ce vor depăși competențele sale și va trebui să improvizeze din mers. Totuși, acest incident va adăuga varietate rutinei sale zilnice și probabil chiar îi se va părea provocator și interesant. Poți înțelege mai bine problemele cu care te confrunți acum dacă ai curajul să pui câteva întrebări sensibile câtorva oameni cu putere. Trebuie să ieși din carapace și să nu-ți faci prea multe griji cum va reacționa cealaltă persoană la întrebările tale. Dacă ai nevoie de un răspuns, trebuie să întrebi persoana care ți-l poate oferi. Nu există cale ocolitoare. Oamenii vor răspunde pozitiv îndrăznelii tale, așa că încearcă asta până nu e prea târziu. De asemenea, va trebui să intervine în problemele altora de mers obositor și inconfortabil, dar absolut necesar. Se va bucura de impresia pozitivă lăsată celor din jur și nu va pierde ocazia de a învăța ceva ce îi va fi util foarte curând. Nativul Rac va primi spre seară vizita unor prieteni sau rude apropiate. Leu.
Va fi o zi de bun augur pentru nativul leu. Ziua va fi propice pentru a-și pune lucrurile în ordine și pentru a termina sarcinile la care a lucrat în ultima vreme, pregătindu-se pentru altele noi. Va primi noi sarcini și obiective care nu vor fi atât de ușor de realizat, dar experiența sa acumulată în timp îi va fi extrem de folositoare pentru finalizarea acestora. Alți oameni vor fi impresionați de tot ceea ce faci azi, deși s-ar putea să nu înțelegi de ce. Ești în stare să faci pe plac oamenilor și să ai un impact pozitiv fără să te chinui, iar această energie misterioasă va continua să-ți dea târcoale și în următoarele zile. Bucură-te de valul de succes. Meriți mai multă atenție pentru ceea ce faci și meriți aplauze doar pentru că îți faci treaba. A doua jumătate a zilei cel mai probabil îi va aduce o veste bună. Nu va fi exclusă nicio ofertă foarte profitabilă. Seara se va dovedi o perioadă de distracție nesperată pentru nativul leu, ceilalți membri ai familiei pregătindu-i o surpriză plăcută. Fecioară. În activitățile sale, nativul fecioară va trebui să facă un pas înapoi pentru a se deplasa înainte. O mare parte a acțiunilor sale va părea ca o retragere, dar uneori va fi mai bine să se retragă temporar decât să bată la uși închise. Astrele îi recomandă să se concentreze asupra problemelor sale prioritare, deoarece vor fi mai importante decât opiniile celorlalți. O întâlnire pare că este pe cale să degenereze, dar câteva momente de înțelegere și victimizare din partea ta vor salva ziua și îndruma pe toată lumea în direcția potrivită. Vrei să petreci mai mult timp în situații de colaborare și ar trebui să faci asta. Personalitatea ta este perfectă pentru brainstorming. Dacă ești pe cale să începi o slujbă nouă, vei relaționa rapid cu câteva persoane importante. De asemenea, va fi o zi favorabilă pentru a face schimb de experiență sau pentru a comunica facil cu persoane. Acestea îi pot dezvălui nativului fecioară noi informații, în urma cărora va începe să privească lucrurile dintr-un alt unghi și își va putea schimba stilul de viață. Balanță. Nativul balanță se va confrunta cu un colaps informațional. Va avea neșansa de a accesa informații false sau contradictorii cu privire la diverse probleme importante. Va fi posibil să lucreze simultan la mai multe sarcini contradictorii sau noțiunile introductive cu privire la aceste sarcini vor fi extrem de confuze. Răspunsul pe care l-ai aștepta mult timp ar putea ajunge astăzi și vă va face să vă simțiți destul de încântați. De îndată ce primești știrea, trebuie să găsești o modalitate de a-ți împărtăși fericirea cu oameni care te fac cel mai fericit. Dacă puteți planifica ceva în timpul mesei, vedeți că puteți aranja o mică întâlnire. Dacă nu, doar bucurați-vă de veștile pe care le meritați din plin. Acesta ar putea fi începutul unui nou capitol. În ambele cazuri, va trebui să-și dea seama ce va trebui să facă în continuare. Dacă va reuși, nativul balanță va câștiga aprecieri suplimentare din partea șefilor și colegilor săi. Seara va fi dedicată odihnei sau relaxării în companie celor dragi. Scorpion. Nativul Scorpion va fi extrem de eficient pe tot parcursul zilei. Acest fapt îl va ajuta la rezolvarea multor probleme. Va fi puțin posibil să întâlnească obstacole serioase pe parcurs, iar în cazul apariției unor mici dificultăți, va primi imediat sprijin de la cei apropiați. Va avea oportunitatea de a obține sprijin necondiționat de la o persoană influentă. Stai departe de banii altor persoane, chiar dacă aceștia se oferă să-ți împrumute o sumă mică pentru a te ajuta. Poți avea încredere în acești oameni generoși, dar nu trebuie să iei de la ei astfel de cadouri. Dacă aveți nevoie de mai mulți bani, o idee mult mai bună ar fi să vă scădeți cheltuielile pe aici pe acolo. Chiar ai nevoie de o cafea scumpă sau poți să bei și o ceașcă din ceva mai ieftin? Modificările minuscule pot aduce economii mari în timp. Astrele îi recomandă nativului Scorpion să nu grăbească finalizarea sarcinilor, deoarece toate acțiunile sale vor trebui analizate cu grijă în prealabil. Va fi total inadecvat să facă promisiuni sub impulsul momentului, deoarece nu le va putea onora ulterior. Săgetător. Planurile nativului săgetător se vor putea schimba în mod dramatic. Poate că acest lucru se va întâmpla din motive independente de el sau poate el însuși va fi vinovat de acest lucru. Oricum, situația îi va cere să se adapteze rapid circumstanțelor în continuă schimbare și să se gândească la soluții din mers. Nu ai nevoie în viața ta de oameni care să te dezamăgească mereu. Poartă astăzi o discuție cu acea persoană care vorbește și nu acționează. Anunță-o că nu ești prea mulțumit de ea. Ei mi-ai dat o șansă de un milion de ori și nu s-a schimbat. Trebuie să știe că nu ți-e frică să o părtezi din viața ta. Aceasta nu este o amenințare sau un ultimatum. Este un mod onest de a vă comunica așteptările. Dacă va reuși acest lucru, va fi capabil să încheie orice modificare în avantajul său. Totuși, astrele îi recomandă nativului săgetător să nu-și dezvăluie planurile și să nu discute despre proiectele sale de viitor cu nimeni altcineva decât cu cei dragi. Capricorn.
Ziua îi va prilejui nativului Capricorn câteva evenimente importante sau unele schimbări semnificative. Cel mai probabil acestea se vor referi atât la viața personală cât și la unele probleme profesionale. Va avea șansa de a analiza în amănunt contextul zilei și de a înțelege ce oportunități îi se vor putea deschide. Nativii zodii Capricorn au un mare plan în minte, simt însă că nu e încă momentul potrivit ca să-l pună în aplicare. Ceva te reține să-i dai startul acum, de parcă ceva rău ar urma să se întâmple. Poate e bine să-ți asculti instinctul și să amân o vreme acest proiect. Sfatul astrelor pentru tine este să păstrezi acest tonus viu și să finalizezi toate sarcinile primite la serviciu. Horoscopul spune că este foarte posibil ca realizările tale să fie recompensate foarte curând de șefi. Va putea atrage sprijinul unor parteneri cu aceleași idei, cu ajutorul cărora va realiza un plan de anvergură cu bătaie lungă. Către seară, nativul Capricorn va trebui să acorde mai multă atenție modului în care se vor dezvolta relațiile cu rudele mai în vârstă. Vărsător. Nativul vărsător va trebui să evite amânarea lucrurilor importante. Astrele îi recomandă să-și rezolve problemele financiare cât mai curând posibil, deoarece acest demers va putea reduce în mod semnificativ posibilitatea apariției unor penalități. În plus, va trebui să nu se aventureze să-și asume vreo obligație față de cineva. Pentru vărsători, ziua este una plăcută, pașnică și armonioasă. Astăzi, mai mult ca niciodată, pui în prim plan iubirea și ești decis să-ți respecti partenerul și să-i satisfaci toate poftele. În plan financiar, însă lucrurile nu stau la fel de bine. Cheltuielile făcute în ultima perioadă, în special pentru casă, ți-au cam golit portofelul. Situația este deocamdată sub control, însă astrele îți recomandă de acum cumpătare. Nu achiziționa decât ce ai nevoie. Relațiile nativului vărsător cu cei din jur se vor dezvolta bine, dar odată cu apropierea serii vor apărea condiții pentru apariția unor dezacorduri. Numai diplomația sa trezită brusc la realitate îl va ajuta la evitarea eventualelor conflicte. Pești. În ciuda piedicilor care vor apărea peste zi, nativul pești se va descurca de minune, dar pentru asta va trebui să-și mențină calmul și credința în principiile sale de viață. Nativii zodiei pești au sentimentul că totul le merge prost și că nu primesc nimic bun de la viață. Te simți blocat într-o zonă neagră și nu mai ai nicio viziune asupra viitorului. Sfatul astrelor pentru tine este să nu te lași copleșit de micile insatisfacții de zi cu zi. Urmează-ți țelurile și privește cu optimism la viitor, pentru că te așteaptă lucruri minunate. Eliberează-te de toate aceste frici destructive și lasă binele să intre în viața ta. Conjunctura sa profesională se va putea modifica rapid. Îi se vor deschide noi oportunități, dar acest lucru nu-l va distrage de la traseul prestabilit către îndeplinirea obiectivelor. Totuși, nativul pești va trebui să nu forțeze nota, deoarece organismul său va obosi mult mai repede decât de obicei. Dacă va avea șansa de a dedica seara odihnei și relaxării în intimitatea familiei, nu va ezita să o facă. O zi minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, te rugăm să te abonezi la acest canal de YouTube dacă nu ai făcut-o deja. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uita să ne lași un like sau comentariu. Mulțumim!